Prea iubiți tineri muzicieni, credeți că există un muzician creștin care nu se roagă? Eu nu cred. Poate fi un muzician, poate fi chiar unul dintre cei mai buni, dar nu un creștin. Creștinul a fost poreclit astfel pentru că în centrul vieții sale este Hristos. Și totul în inima, în mintea lui, în interesul și în așteptările lui, totul este legat de Hristos. El iubește această legătură cu cerul. De aceea Hristos îi vorbește prin cuvântul Bibliei sau prin natură sau prin providența vieții, iar creștinul îi răspunde prin rugăciune și adesea prin cântare. Cred sincer că toți creștinii cântă, doar că unii dintre ei cântă doar în inimă, neavând ei darul de a cânta și altfel. Muzicianul creștin însă e privilegiat să nu cânte doar în inima sa, ci să cânte cu vocea și cu instrumentele sale. Pentru el, cântarea nu exclude rugăciune, ci mai degrabă o continuă. Cu cât este mai fierbinte viața lui de rugăciune, cu cât este inima lui mai apropiată de Hristos, cu atât cântările lui sunt mai înălțate, mai aproape de inima lui Dumnezeu și produc efecte mai slăvite în atragerea oamenilor către Hristos. Ești muzician? Cântă pentru slava lui Dumnezeu. Nu ești muzician? Roagă-te de genul tău, așa cum spune Apostolul Pavel. Și apoi, împreună cu muzicienii, să putem slăvi pe Dumnezeu în viața noastră zilnică. Să îl lăsăm să fie cel din tâi și cel de pe urmă, cel mai slăvit prin rugăciunile și prin cântările noastre.